boși de gâți căleșești sau africani. Din 24 mai 2023 au 2 luni jumate, complet îmbrăcați în pene, crescuți doar natural, fără îngrășăminte concentrate sau alte chestii. 9 bucăți. Problema e că nu știm să-i diferențiem între mascul și femele. Dar cred că primul din partea stângă e mascul, care are gâtul mai gros, din câte am observat, așa descriu și alții în videourile lor, că așa le deosebesc. E foarte important să aibă ce să pască, mănâncă foarte multă verdeață. Eu i-am crescut cu doar porumb, grâu, orz, orzoaică și mai nou le dau și tărâțe. Și le aduceam de pe câmp lucernă, foarte multă lucernă și tăiam mărunt și le-o dădeam, sau salată din grădină, sau le lăsam pe aici prin curte și după cum vedeți, uite, ele încep să pască și sunt foarte frumoase, foarte bine dezvoltate. Atâta tot, încă nu știu cum să-l deosebesc sexul, care zgâște, care zgâscani. Am tot văzut fel și fel de clipuri. Vedeam acum un clip din Rusia, cum o femeie îl desparte la clocă, ca și pe iepuri, cum făceam când aveam iepuri. Îi punea între picioare, cu gâtul între picioare, și apăsa acolo pe clocă și așa le deosebea sexul. Vom vedea, sperăm să vedem de cap într-un final. Din nou, tare mi-e teamă că n-am decât un gâscan și restul 8 zgâște, ceea ce nu-i bine, pentru că un gâscan merge la maxim 3 gâște. Și eu le-am achiziționat pentru că am un teren de 1/2 hectar unde am o livadă făcută și nu am timp să merg să cosesc pe acolo, să adun iarba, fânul, ce-o fi, oamenii la care vreau să le dau sau cei care mă întreabă nu vor să vină să cosească cu coasă, iar nu se pot băga cu tractorul printre pom, că i-am pus la 3 metri, în 3 metri și nu am timp să merg să cosesc. Și atunci am zis că o să iau gâște și o să le las acolo, e îngrădită livada, o să le las acolo să pască. Acum, în primăvara anul ăsta, am luat 15 boboci în primăvară, 24 mai au fost achiziționați de către mine și imediat, tati, au fost achiziționați de către mine la o săptămână după ce au fost eclozați din nou. Acum, în primăvară, când se vor lăsa cloști, o să îi lăsăm și o să ținem câți iasă. Dacă fiecare gâscă depune 20 de ouă, se așează pe 20 de ouă sau 15 ouă, câți pui vor ieși, câți bobocii vor ieși, atâția voi ține, pentru că ele nu vor face față 9 gâște la 1/2 hectar de teren. Nu vor face față la 1/2 hectar de teren să-l pască. Și atunci câte vor fi? 50, 100, câte o să fie, atâtea o să țin ca să nu mai am probleme cu terenul.
și cu pomii. Sunt foarte frumoase, foarte bine dezvoltate. Contează enorm de mult alimentația. Cum am mai vorbit și cu alții în 2 luni jumate, 3 luni cât au acum, 24 mai, ieri au fost scoase în 17 mai. 17 mai, astăzi suntem în 10 august. Iunie, iulie, august, 3 luni de zile. 3 luni de zile s-a acoperit complet în pene, sunt dezvoltate, mari. Le-am cântărit undeva la, în jur de 3 kg, 3 kg și bucata. Am cântărit una medie dintre ele, dar în principiu toate sunt cam acolo, între 3 și 4 kg. No, ele ajung până la gâscanii chiar și la 10 kg. Dar ajung undeva în jur de 7, cam toți, și ghiștele și gâscanii. Dar gâscanii merg până în 10 kg, din ce m-am mai documentat și am văzut. Uite ce frumos pasc. Nu mănâncă mult, mănâncă mult doar dacă stau închise și le dai acolo de mâncare, atunci mănâncă mult. Dar dacă le scoți la iarbă sau au ce să pască, mănâncă foarte puțin. Adică eu la 9 gâște pot să zic că dacă ar fi să le dau porumb, în momentul de față le dau cam, nu știu, un kilogram jumate de porumb pe zi. Așa că mai stau și închise. Dar dacă ar fi să le duc acolo la livadă și să le las afară să pască, cu siguranță consumul de grăunțe ar fi mult mai mic. Un prieten îmi spunea că maică-sa are undeva la țară undeva în jur de 70-80 și au zis că pe timp de vară nu le prea dă de mâncare. O să are o vale acolo unde ele stau pe vale și nu le prea dă de mâncare, doar din ce pască, atât, dar le ține cu mâncare decât iarna. Nu, și ideea e că ele sunt și astea africane, din câte am înțeles, sunt ouătoare, adică ouă mai mult decât cele de Toulouse. Alea de Toulouse au undeva la 20, între 20 și 40 de ouă pe sezon, primăvara. Astea ajung la 60 de ouă, între 40 și 60 de ouă. No, ceea ce e un lucru foarte bun. Cineva îmi spunea că inclusiv în iunie și până începutul iulie, iar început, acum nu știa care și cum, dar era început în jurul lunii februarie să ia ouă și avea vreo 20 de gâște din care i-au rouat și chiar până în iulie. Sperăm că totul o să fie